Bună ziua! În acest tutorial vă voi arăta cum să colorizați perfect și optim o fotografie în condiții de lumină în care subiectul stă în fața soarelui sau o lumină puternică bate din spate. Acest fapt vă determină să strice expunerea în aparatul foto, așa că vom avea nevoie de post-procesare pentru a remedia acest. În început avem această fotografie, pare destul de ok, subiectul este foarte expresiv, dând o tentă de înfrigurare. Vom începe cu adăugarea unui nivel, levels, în Photoshop, prin care acest buton Mid-Tones reglează aspectul între umbrire pe lucrurile brute, pe subiectul brut și dă o tentă de vede dacă dați în stânga pare alb, dacă dați în dreapta se întunecă, dar nu și hai să spun. Așa că îl vom da spre dreapta foarte, foarte puțin, 0.76, mărim puțin la highlights, iar darkul foarte un pic pentru a crea un nivel de contrast. Jos avem brightness, poate spune. Arată destul de bun. Se pare că această fotografie are nevoie de un warm pentru a fi, să zicem, mai aspectuoasă. Să punem în evidență apusul ce este în spate, pădurea și copaci. Așa că vom merge în photo filter. Avem aici o culoare de warming filter. Merge cu densitatea puțin mai mare. Apăsăm Ctrl-I pentru a facem masca neagră. Mergem pe braș, îl dăm pe alb și ușor, foarte ușor, încercăm să facem ce pică pe subiect mult mai colorizat, fără ca diferite aspecte. Blur-ul din spate, buffic-ul, cum vă place vouă să dispuneți, trebuie contrastat și el, trebuie pus în evidență, pentru că odată ce schimbăm lumina către subiect, automat s-ar schimba și background-ul din spate. Arată destul de ok. Să facem puțină și copacul. Să facem și pe acesta. Arată destul de ok. Aplicăm puțin curves. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around. Pentru a avea o simetrie feței, apăsăm din nou Ctrl-I, mergem pe braș, îl luminizăm. Și acum să lucrăm puțin la față și colorizarea ei.
vedeți, aveți diferite umbre în care sunt, pot fi dure în unele situații, așa că încercăm puțin să le saturăm, să le colorizăm, să le uniformizăm. Ok, acum vom ajuta puțin contrast asupra imaginii. Ușor acum cu fața subiectului, așa că un filter profesional prin care putem să modificăm frumos fața subiectului fără să fie bun, așa că ai să încep. Observat, am luat imaginea brută, fără nicio modificare. Modificările încurc acest program. Așa că vom lucra cu portretul brut la subiectul. Acest filtru vă pune în descriere un link de download. Este foarte ușor de folosit. Necesită foarte puțin timp față de o manipulare a fotografiei, a tenului, persoanei, o manuală din Photoshop. Da, uneori este mai ok, dar foarte mult timp necesită. Mergem. Acum ne stochează, imediat înregistrează. Vedeți diferența, numai că ochii de obicei nu sunt deseori puși în evidență foarte, foarte prost, așa că îi putem modifica. Acest program face și o sculptură a feței care nu este bună, o bună lumină. Iar acum pe partea de textura feței. Acum uite preset-ul, Fine Shadows care pic despre asta vreau să aduc vorba, este cel mai bun filtru găsit de mine prin care umbrele feței se elimină complet. Vedeți peste tot un dim light, o perfecțiune, chiar dacă modelul, subiectul nu are diferite make-up-uri extravagante și antichiste. Imperfecțiunea puteți să o lăsați mai spre minim, nu este nevoie de așa ceva. Și-a făcut programul și-a făcut treaba excelent. Acum să lucrăm puțin pe gura persoanei, pe buzele persoanei. Le saturăm un pic, dăm
separăm un pic de fața pe care este o albă spre putente de orange, așa. Contrastăm un pic și pantalonul. Ok, acum puteți să vedeți un before and after foarte frumos realizat de acest filtru. Cine l-a făcut, mare ingenios a fost. Așa că vom salva imaginea de după. Țin să precizez că majoritatea din fotografii trebuie realizate în RAW, în format RAW, deoarece avem un control mult mai amănunțit când vine vorba de highlights, de noise, de orice detaliu al fotografiei care pe JPEG implică diferite probleme. Cam asta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut. Nu știu, mai departe voi vedeți. Sper să găsesc înapoi link-ul, să vi-l pun în descriere frumos acolo, un link de transfer făcut de mine. Pace!